Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și azi despre câștigătorul cecului din 16 iulie 2023. După ce aseară am vorbit despre eliminarea Patriciei și dacă nu ați văzut încă vlogul, vă invit să o faceți, azi a venit rândul să vorbim despre câștigătorul cecului din 16 iulie, acesta fiind Radu. Nu mai departe de acum câteva zile spuneam că îi se pregătește cecului Radu și iată că încă o dată am intuit bine pentru că toate aceste jocuri făcute de el, uite că pleacă, ba nu pleacă, ba o vrea, ba nu o vrea pe Cristina, nu mai spun de faptul că s-a menționat în emisiune de datorile cu impozitele pe care le-au concurenții, toate aceste indicii duceau către un cec cel puțin și pentru Radu. Apropo de datorile cu impozitele, îi avertizez pe concurenți să fie atenți la cum sunt plătiți de către emisiune, pentru că dacă primesc banii prin contract de muncă, atunci totul este ok. Producătorii trebuie să plătească impozitele către stat. Dacă sunt plătiți sub altă formă, dar nu li se reține direct la sursă datorile către stat, trebuie să aibă mare grijă pentru că de anul acesta s-au modificat pragurile pentru care se plătesc asigurările de sănătate și pensie, și astfel, la anul când vor trebui să declare veniturile, se pot trezi că au deplătit o grămadă de bani, și cum banii câștigați se cam cheltuie repede, se vor trezi că vor avea o sumă mare de plată dintr-o dată. Așa că după ce Ionul și Bianca au câștigat suficient bani sezonul acesta pentru a-și plăti datoriile pentru anul trecut, iată că a venit rândul și lui Radu să-și acopere și el o parte din ceea ce deja probabil a plătit către stat, mai ales că el a avut și câștiguri din cecuri anul trecut. Să vedeți acum cu câtă îngânfare va privi și el în jurul lui după ce atâta timp rămătese ultimul din clasă fără să aibă un cec câștigat, deși în acest sezon câștigaseră deja cecul șapte concurenți diferiți. Cam atât momentan, până data viitoare, toate cele bune vă doresc!